Am revenit în direct, doamnelor și domnilor. Continuăm discuția noastră cu domnul Ioan Enoiu. Dumnealui este fondator Naturevo. De la acest moment ni s-a alăturat discuției și domnul Gavril Tuchiluș, fermier din județul Galați. Practic aveți o colaborare cu domnul Tuchiluș de mult timp, nu mulți de ani. Da, da, ieri da, de astăzi. Colaborăm, da. Da, unul dintre fermierii performanți, unul dintre fermierii care au făcut multe investiții și nu lasă lucrurile la voia întâmplării. Domnul Tuchiluș, apropo de colaborarea asta cu cei de la Naturevo, știu că și dumneavoastră ați făcut astfel de analize de sol cu cei de la Naturevo și aplicați și tehnologiile și programele dânșilor. Bună seara întâi! Bună seara, domnul Ovidiu! Bună seara dispensului dumneavoastră invitat! Bună seara, bună seara tuturor fermierilor care urmăresc această emisiune importantă în care ne oferiți informații tehnice, legislative și promisiuni. Promisiunile nu noi le oferim. Altcineva se ocupă de promisiuni. Da, vă rog. Da. Naturevo, partenerul nostru pe segmentul de nutriție și protecția plantelor, de mai bine de 15 ani. Colaborarea noastră nu înseamnă și nu se rezumă doar la procesul de vânzare și cumpărare, tipic activității de distribuție din România, ci găsirea de soluții prin care să creștem fertilitatea solului, să stimulăm activitatea microbiologică din sol, să menținem un sol structurat cu posibilitatea de aerare a rădăcinilor, de infiltrare și de reținere a apei din sol. Eu, ca fermier, vreau să produc alimente sănătoase, vreau să generez profit, dar nu oricum, lăsând pământul pentru generații viitoare sănătos. Sigur, de-a lungul timpului am lucrat cu diferite firme pentru a face analiza solului, dar știm că de 2 ani de zile compania Naturevo are propriul laborator de analize minera laboratoare acreditate Renar și de Ministerul Agriculturii, dotat cu utilaje performante pentru prelevarea de sol. Utilaje care au fost zile trecute și în unitatea noastră, am stabilit să facem o analiză pe o suprafață de peste 550 de hectare. Utilajul, ce pot să vă spun, respectă standardele de prelevare a probelor, adâncime, omogenitate. Iar știu că laboratorul este dotat cu toată aparatura de ultimă generație. Și atunci când știm că prelevăm probele așa cum trebuie, făcând analiză cum trebuie, știm încotro trebuie să ne îndreptăm. Mai mult de atât, știind că în zona noastră ne-am confruntat în ultimii ani cu ultimii 4 ani cu o secetă deosebită. Anul ăsta, în toamna asta, ne-a plouat și pe noi și la ora asta putem spune că avem cam 35% din apa necesară, din capacitatea de câmp a solului asigurată. Am stabilit ca să facem cartarea solului pe o suprafață de 550 de hectare. Pentru că, așa cum spunea domnul Enoiu, precipitațiile care au căzut, consumul de nutrienți din sol, unii au plecat, alții au rămas și atunci trebuie să știm încotro ne îndreptăm. În situația asta, având o analiză corectă și completă a micronutrienților, conținutul de humus, reacția solului și așa mai departe, știm cum trebuie să facem o fertilizare echilibrată. Făcând o fertilizare echilibrată, putem să avem plante care pot fi rezistente la boli și dăunători și să asigure o producție pe care ne-o dorim.
nu poți astăzi să fertilizezi atât timp cât nu știi ce ai în sol. Este foarte important să știm ce rezerve avem de microelemente avem în sol și în funcție de asta știm ce producție ne programăm și ce îngrășăminte trebuie să folosim și când. Firma Naturevo ne-a oferit o paletă largă de îngrășăminte complexe și atunci când factorul apă a fost așa cum trebuie, am obținut rezultate deosebite. Așa cum spuneam, domnule, noi nu numai că este distribuitor, ne consultăm, vine fermă, urmărește creșterea și dezvoltarea plantelor în anumite faze și acolo unde, dacă spun că nu am făcut la timp imediat, ne sesizează și spune, uite, trebuie să faceți imediat, să veniți cu îngrășămintele sau cu substanțele care trebuie. De asta noi lucrăm cu Naturevo, de asta facem analiză a solului și nu numai, ca să avem producții pe care le dorim, că știm că trebuie să fim eficienți astăzi. Și atunci, dacă tu nu știi ce ai în sol și dai după ureche, cu siguranță rezultatele nu sunt cele pe care le dorim. Știm că în sol sunt substanțe, da, în care modul de interacțiune a nutrienților la nivelul solului creează antagonism și sigenism. Dacă nu aplicăm sau dacă aplicăm în exces, putem să blocăm un nutrient, se instalează dezechilibru nutrițional la nivelul plantei și cu siguranță lucrurile nu sunt de dorit să realizăm treaba asta. Odată stabilit profilul solului și conținutul de nutrienți, putem să stabilim programul de fertilizare conform nevoie plantele în condiții de eficiență economică. Numai așa putem să facem o agricultură performantă. Sigur că, așa cum am spus de atâtea ori, factorul limitativ în zona noastră este factorul apă. Și trebuie să fim foarte atenți cum dirijăm cheltuielile. Și foarte important, știind că cheltuiala cu îngrășămintele reprezintă un procent semnificativ, trebuie să știm când și ce dăm în sol. Bun, domnul Tuchiluș, mulțumesc mult de tot pentru participare. Ne mai auzim și cu alte ocazii. Domnul Enoiu, haideți să trecem și la un alt aspect foarte important, alegerea pachetului corect de stimulare pentru culturile de grâu și orz, pentru a avea rădăcini puternice, spun eu, într-un stres climatic și în condiții dificile, e foarte important și aspectul ăsta. Vă rog. Noi am lansat acest model de stimulare a seminței la toate culturile de când am înființat Naturevo. De fapt, dinainte de a fi Naturevo, am lucrat cu o seamă de combinații. La ora actuală noi avem o combinație foarte, foarte complexă și nu știu dacă pot să dau numele produselor, dar dacă nu, deci ele sunt trei produse. Un produs pentru stimularea rădăcinilor, un produs pentru stimularea epicotilului părții aeriene și un produs pentru stimularea metabolismului pe de-a întregul. Nu există un singur produs care să poată să facă atâta performanță. Avem și alte produse care se pot folosi doar unul singur sau putem să folosim unul dintre aceste trei produse la tratamentul sămânță, dar când mergem cu cele trei, atunci obținem de adevăratele, obținem o explozie rapidă a rădăcinilor. Prima dată apar rădăcinile și cresc 2-3 zile până să iasă la suprafață epicotilul, rădăcinile deja sunt extinse. Cu un conținut, rețineți ce este foarte important, un conținut foarte redus de energie internă din sămânță. Pentru că, mai ales în condițiile anului acesta, știți, a fost secetă, cantitatea de energie din sămânță, deci rezerva din sămânță în endosperm a fost foarte redusă. De foarte multe ori vedem o sămânță care are germinație, dar ea nu ajunge să răsară.
pentru că nu mai are putere de străpungere sau nu are suficientă energie de când s-a format rădăcinile până să iasă la suprafață. Dacă mai întâlnește și un bulgăre sau se formează puțină crustă, deci nu mai are energie să răsară. În cazul în care se utilizează aceste stimulări, procentul de semânță răsărită este foarte ridicat, este la practic acela care este în analiza de germinație a semințelor. Și astăzi, dacă ne uităm, cam toți recomandă stimularea seminței, cam toți producătorii, inclusiv multinaționalele, cam toată lumea. Dar noi suntem cu un pas înainte în ceea ce privește tipul de biostimulator utilizați. Și iarăși foarte important, în cazul în care nu s-au utilizat acești stimulatori, dacă planta răsare greu și abia a răsărit și vedem că tânjește, să-i spunem că tânjește, că nu are suficientă energie, putem să-i facem tratamente foliare. Și răspunde și la tratamentele foliare. Dar e preferabil să plecăm cu tratamentul sămânță pentru că e și mai ieftin. Noi trebuie să gândim toate soluțiile pe care le gândim noi pentru fermier sunt soluții economice. Pentru că una este să refaci ceea ce nu ai făcut la început și te costă mai mult decât să faci de la început ceea ce trebuie. Dar iarăși, important este de știut că în cazul în care, cum sunt acum situații, foarte mulți fermieri nu au folosit fertilizarea de bază mai nimic în această toamnă. Ca să poată să intre cultura în iarnă pregătită și să fie destul de solidă, trebuie neapărat să se folosească unul sau doi fertilizanți foliari plus un biostimulator. Care să, atât când vorbim, dacă vorbim de rapiță sau dacă vorbim de cereale. Dacă vorbim de rapiță, mai trebuie să fim atenți că acum ploile acestea care au venit și în cantități foarte mari au generat în unele zone creșteri foarte rapide și buiace. Și este nevoie să se controleze aceste creșteri și să se mai verifice. Eu vreau să încerc să, ca într-un timp relativ scurt să prezint toate aspectele cu care ne întâlnim acum în toamnă. Ne întâlnim cu atac de muscă la cereale. Atenție foarte mare. Multă lume nu se sesizează, dar dacă văd că a apărut undeva o pată galbenă în zonă sau de ceva pete galbene, să știe că acolo sunt atacuri de muscă. Nu se aștepte. Dacă nu sunt atenți, ele se extind și vor avea foarte mari surprize. La rapiță nu mai vorbim că sunt atacuri multiple, da? Apar, vezi cultura foarte frumoasă, dar dacă te duci mai aproape vezi că deja sunt larve acolo și care mănâncă într-o veselie. Și trebuie tratament. Bun, 10 secunde de publicitate și revenim. Un pas înainte reprezintă pentru noi încrederea partenerilor noștri în produsele oferite de Universal Group. Suntem partenerii cultivatorilor care își doresc produse de calitate. Am revenit în direct, o să continuăm cu discuția noastră referitoare la acest control important asupra bolilor și dăunătorilor în această perioadă. Ce pot eu să vă spun este că, v-am spus, a apărut atacul de muște la cereale. Există la rapiță, este viespea, deci atalia, deci odată. După aceea sunt purecii de pământ, există fluturile albe al verzei sau alți fluturi, alte lepidoptere care lansează foarte multe larve în cultură. Și trebuie să vedem că mai sunt în jurul culturilor de rapiță, mai sunt culturile acestea acoperitoare de muștar sau, și care sunt gazde foarte bune pentru dăunătorii de rapiță. De asemenea, pentru gazde foarte bune pentru muște și pentru dăunătorii de cereale sunt aleile care sunt pline cu iarbă. Și de acolo, deci, vin dăunătorii, se mulțesc acolo și acum se duc către culturile de grâu, sunt foarte frage de grâu, orz și așa mai departe.
În Orz, mai ales, am sesizat că au apărut bolile mai mult decât la grâu și trebuie neapărat să se facă tratamente, pentru că altfel, dacă nu se fac tratamente, riscul este să intre orzul bolnav în iarnă și în primăvară, când iese, va fi mult mai rar și nu se știe de ce. Dar în continuare trebuie să specific că pentru a mări rezistența plantelor la infecții este nevoie să se utilizeze atât fertilizanți foliari complexi, în care sunt câteva elemente nutritive foarte importante. Potasiu este o cheie pentru a pregăti plantele pentru iarnă. Și sulful. Deci sunt plante cu sulf. Noi avem un alt îngrășământ cu cupru. Deci cupru gluconat, cupru sistemic, care iarăși pregătește planta foarte bine pentru iernat. Mai și, dacă vorbim de rapiță, are și un efect de ponderare a creșterii, când vorbim despre acest cupru sistemic. În combinație cu fungicide, evident, pentru combaterea bolilor, că acolo deja riscul de boli, mai ales cu temperaturile acestea foarte mari pe care le vedeți, este destul de mare, pentru că noaptea este rece, ziua, deci dimineața se face rouă și roua merge până la 10-11 dimineața, deci sunt condiții excelente pentru dezvoltarea bolilor. Mai vreau să fac atenți pe cei care folosesc sistemul no-tillage sau minimum tillage, pentru că acolo unde sunt foarte multe resturi vegetale, da, apar infecții necaracteristice, nespecifice, pentru că pe foarte multe resturi vegetale se dezvoltă un microbiom care la început este saprofit, deci care consumă resturile de țesuturi moarte. Dar trebuie să știe fermierii că la un moment dat ciupercii din acestea saprofite, când sunt într-o populație foarte mare și nu mai au pe ce să se hrănească, pot să devină parazite pe niște organisme mai slăbite, da? Și care sunt altfel viabile. Și am avut situații de genul acesta în primăvara acestui an, când fermierii n-au știut exact ce li se întâmplă. Deci, iarăși, foarte mare atenție, acolo unde aveți multe resturi vegetale, care păstrează solul acoperit, păstrează mai mult umiditatea din sol, dar mai ales acum când am avut suficiente ploi, apar acolo tot felul, pot să apară tot... Da, se pot dezvolta. În afară de ciupercile acestea saprofite care să devină parazite, se pot dezvolta bacterii. Bacterii care la rândul lor pot să devină periculoase. Deci sunt niște lucruri absolut necaracteristice și care nu le găsesc în nicio carte. Da. Nutriția de bază e extrem de importantă în echilibrul solului și tocmai de aceea v-aș ruga să explicați pentru fermierii noștri ce trebuie să facă vis-a-vis de planurile de fertilizare în contextul actual de constrângeri financiare, dar cu precizarea că nu trebuie renunțat complet la nutriția de bază, ci trebuie prioritizate aceste direcții. Nutriția de bază este de bază, de aceea spune de bază. De bază, da. Dar în anumite situații, de aceea și spunem, este nevoie să se facă analizele de sol ca să vezi ce este nevoie acolo. Pentru că la un moment dat noi știm și foarte multă lume spune că solurile din România au un conținut foarte ridicat de potasiu. Adevărat, dacă stăm să ne uităm la analize, dar dacă stăm și vedem cum este acest potasiu, ne dăm seama că el este blocat în complexul argilo-iluvial. Și ca să-l scoată planta, are nevoie de capacitate de absorpție. Cum stimulăm noi această absorpție? Există două variante. Trebuie să-i dai o cantitate de potasiu
solului o cantitate de îngrășământ cu potasiu care să stimuleze activitatea microbiologică, care la rândul ei această aceste, la rândul lor aceste microorganisme să aibă capacitatea să absoarbă din sol și să-i dea plantei. Altfel, este foarte greu, pentru că el este legat. Și planta mică, așa cum este ea acum la început, nu are capacitate de absorpție. Și o să vedeți că în foarte multe situații, mai ales cei care dați cu azot, veți vedea că aveți vârfurile uscate la grâu. Și spuneți că este din cauza secetei. Nu, este din cauza dezechilibrului că nu există potasiu în plantă. Da? Azotul creează unde este în antagonism direct cu potasiu și deci dacă nici nu se poate absorbi, este acolo în sol, dar nu este disponibil pentru plantă. Deci foarte important este să nu se uite despre potasiu, să nu se uite despre fosfor, dar fosforul dacă este suficient în sol, el poate fi mobilizat iarăși în plantă cu foliare, cu un conținut ridicat de fosfor. Și aici vreau să-i fac atenți pe fermieri să se uite de acum, din toamnă, dar pe parcurs să se uite către primăvară cum arată planta, să scoată planta și o să vadă că acolo unde nu au, dacă mai ales că sunt ferestre de iarnă și planta crește, deci o vedeți că e verde sus, are 10-15 cm înălțime, dar dacă se duc și se uită în jos, vor vedea că la nivelul solului planta e gâtuită, este o umflătură acolo și în jos rădăcina este subțire. Este subțire, nu este dezvoltată. Asta arată că de fapt nu există suficient fosfor. Nu există suficient fosfor care să preia produsele de fotosinteză din plantă și să le ducă în sol. Și acolo să hrănească și microorganismele din sol și să vină înapoi cu hrana cealaltă. Deci, această gâtuitură care apare în mod curent acolo unde nu avem fosfor, trebuie să o suplinim. Pentru că altfel planta este într-un dezechilibru. Partea din subsol și partea aeriană nu sunt în echilibru și de aici apar toate consecințele negative. Deci, asta este chestiune de finețe, să urmărească planta. Este, da, odată vezi ce îi trebuie solului, dar după aceea urmărești cum merge planta. În momentul în care, și la rapiță, dacă vezi că ai planta la suprafață foarte mare, iar rădăcina este subțire și deci la suprafața solului, la nivelul coletului, este ca o umflătură, ca o gâtuitură, acolo ai o problemă cu fosforul. Și cu siguranță vezi că acolo este, planta este de obicei învinețită sau roșcată, dar și la grâu de multe ori se sesizezi în zona aceea o nuanță vineție. Pentru că acolo nu este fosfor. Iar fosforul este elementul energetic cel mai important în plantă. El asigură transferul de sus în jos și de jos în sus până la urmă. Da? Bun, mulțumesc mult, domnul Ienoiu, pentru prezență și mai ales pentru informațiile astea extrem de importante și utile pentru fermierii noștri. Sunt convins că ori de câte ori va mai fi nevoie, veți fi prezent aici la Agro TV. Luăm pauză, după publicitate o să ne vedem cu domnul Cezar Gheorghe, expert pentru piața cerealelor, dacă tot am vorbit de sectorul vegetal, trebuie să vedem și cum evoluează prețurile în zona asta. Yeah.